Asculți pasiuni armonizate cu viața la Radio Terra Nova, pași spre cunoaștere. Bine v-am găsit cu bucurie, dragi ascultători! Sunt Steluța Florentina Stanciu, terapeut și formator holistic în armonizarea ființei pe toate planurile și vă prezint emisiunea Pasiuni armonizate cu viața la Radio Terra Nova. Astăzi vom aborda un subiect interesant și anume cultivarea stimei de sine. Una dintre pasiunile invitatului din această seară este aceea de a cerceta și aplica acele acțiuni benefice care să-l împlinească la nivel de suflet ca ființă umană. Îl avem din nou în studio alături de noi pe Iulian Pătrașcu, terapeut holistic. Bine ai venit, Iulian! Bine v-am găsit! Bună ziua, vă spun, dragi ascultători, și mă bucur că sunt din nou împreună la această emisiune minunată. Pasiunea ta de a aduce în viața ta acele acțiuni benefice și acele acțiuni care să te clădească ca o ființă umană pe un nivel cât mai înalt, în ceea ce privesc acele principii benefice, cum ar fi compasiunea, iubirea, armonia, echilibrul, adevărul și așa mai departe. Spune-mi, de unde acest interes de-a lungul timpului și cum de ai pășit în această aprofundare și de ce a devenit o pasiune? Da, cu timpul mi-am dat seama că mult contează zodia. Eu fiind leu, leu vrea să se afirme, să fie în față și culmea, aveam o timiditate din copilărie, dar timiditatea aceasta era dată de mediul în care trăisem. Nu prea eram lăsat să mă manifest din plin. Eram tot oprit și stopat. Și toate astea mă făceau să fiu din ce în ce mai neîncrezător. Și cu timpul am studiat și am văzut că nu e chiar așa viața și mi-am pus întrebări cum alții reușesc și cum eu n-am curaj și am început să caut soluții și calea e să căutăm, să stăm în preajma oamenilor de succes și să vedem zilnic ce avem de făcut ascultând materiale motivaționale, având un stil de viață sănătos, având energie, având energie bună, tonus, asta ne poate urni. Deci dacă nu ai energie, nu poți să pleci de acasă. Deci asta înseamnă să ai și stil de viață sănătos, să te hrănești sănătos, să dormi de ajuns și să fii și un optimist. Nu pleci de acasă dacă tu crezi că o să pierzi sau ziua aia nu o să-ți meargă bine. Deci contează mult hotărârea, să vrem să facem ceva, să realizăm ceva. Asta e motivația și să nu ne lăsăm dominați de partea cealaltă, a pesimiștilor, a negativiștilor. Automat, cei care sunt neîncrezători au avut diverse probleme în viața lor și de asta sunt așa. De asta noi trebuie să alegem, să fim atenți, să alegem din toată manifestarea asta. E de fapt o muncă. Da, o muncă continuă, cu sine și cu mediul înconjurător, cu oamenii din jur. Care au fost primele tale acțiuni care au dus la această schimbare, așa cum ți-ai dorit tu pentru tine, de a avea mai multă încredere, mai mult curaj și mai ales, așa cum ne-am propus să vorbim astăzi, de a crește stima de sine? Da, de mic vreau să creez ceva nou, ceva în stilul meu propriu și făceam tot felul de chestii și acțiuni fizice, gen întreceri, competiții, să fiu în față, să realizez timp bun la atletism, să creez diferite aparate de sport acasă,
tot felul de lucruri care să-mi pună creativitatea la treabă și să mă bucur și eu că chiar pot să fac ceva. Eu de obicei sunt curios să caut noi și noi metode și noi și noi modalități de a mă simți bine cu mine însumi. Ce înseamnă stima de sine? Păi să fii cât mai încrezător în forțele proprii, să ai siguranța că ceea ce vrei tu să faci, ceea ce crezi tu este bine și îți aduce un beneficiu și nu faci rău celorlalți, adică să fii în armonie cu cei din jur nu înseamnă să faci pe alții să sufere din cauza realizărilor tale. Deci, pur și simplu să ai succes în tot ceea ce faci și să fii mulțumit de ceea ce faci, să fii mulțumit de sine și de realizările tale, că nu ai călcat peste altcineva ca să-ți fie ție bine. Ceea ce se clădește în momentul în care se întâmplă aceste lucruri îți dă o stare de bine, așa cum spuneai și tu. Și mai mult decât atât, crește calitatea vieții tale personale, dar spuneai și a relațiilor cu persoanele din jurul tău. De ce are acest impact asupra relațiilor și cu ceilalți atunci când reușești sau reușim să fim acel pilon de încredere și bine ancorați în noi, încrezători, cum ai spus, de fapt, cum impactează acest aspect și pe ceilalți? Păi este simplu. Cei optimiști cu care au voință îi poate să dăruiască, deci au un plus de energie, îi poate să dea celorlalți care îi caută, au nevoie de un imbold, au nevoie de un sprijin, de o motivație și noi venim cu hai că se poate, hai că și tu poți, hai. Pe când cei care sunt negativiști îți pun piedică, zic că nu, e prea greu, e imposibil, nu se poate. Nu? Deci noi avem ce da și dând primim la rândul nostru. Ceilalți vor să te oprească și îți iau din elan. Ce se întâmplă cu acele persoane care vor doar să primească? Da, e o lege universal valabilă. Nu poți să obții ceva dacă tu nu ești în stare să dăruiești ceva. Deci poți să-ți dăruiești din timpul tău, din atenția ta, din energia ta, din sacrificii, din vechile obiceiuri ca să obții ceva nou, ceva care este mult mai valoros. Ieși din starea asta de rutină zilnică, de uitare, de așa, și atunci numai mobilizându-te poți să obții ceva, poți să faci să aduci noul în viața ta. Revenind la stima de sine, cât de mult ai lucrat tu personal să simți că ești mulțumit pentru locul în care ai ajuns în acest moment? Păi, de 32 de ani tot lucrez și recunosc că mai este de lucru, adică lucru cu sine este un lucru care nu știu, nu se termină niciodată. Pentru o viață. Da, pentru mai multe sau vieți. Sau pentru mai multe vieți. Pentru mai multe vieți, dar este un lucru care îți aduce numai beneficii, pentru că pe zi ce trece te simți din ce în ce mai plin de energie, mai mulțumit. Poți să fii exemplu pentru ceilalți. Ceilalți au și ei la cine se uita, au și ei nevoie de un model.
așa cum și eu am căutat oameni de succes și i-am urmat. Și noi, la rândul nostru, în familia noastră, la locul de muncă, peste tot, așa ar fi ideal să fim modele prin cum gândim, cum vorbim, cum acționăm, cum ne hrănim, cum... Deci toate să le ducem la un superlativ, să nu facem rău dacă nu putem să facem bine. De fapt, în acest loc de care tu spui acum, este foarte evident că vorbim nu neapărat de a ne încadra în anumite tipare, ci de a ne crește acele potențiale din noi la cel mai înalt nivel. Pentru că ele au anumite grade, la, dacă le putem pune așa pe o scală și le putem cumva... cuantifica până la urmă. Și există și Platon, care tot spune despre aceste modele perfecte ale ființei umane și de ce este atât de benefic. Deci de mii de ani avem acest exemplu prin care este bine să urmăm anumite modele care să ne îmbunătățească viața. Spuneai legat de oamenii care au succes. Succesul poate fi definit sub foarte multe forme, da. Nu numai acel succes material, să zicem. Ce calități ai putea enumera dintre cele care ți-au plăcut ție personal la persoanele pe care le-ai întâlnit de-a lungul timpului și pe care ai ales să le aduci în viața ta, să pui atenție pe ele și să zici, da, uite, mi-aș dori să-mi cresc și eu în mine acest aspect. Da, în primul rând, curajul, deci am căutat să-l cultiv pentru că eram o fire timidă, am căutat oamenii care au avut succes și prin curajul lor nu au, chiar dacă au trecut prin perioade mai dificile, nu au abandonat și au tot continuat până când au avut succes. Și atunci am zis, păi, dacă aceste ființe au avut atâtea și atâtea de atâtea probleme și au reușit, eu nu am chiar așa problemele lor și sunt sigur că voi reuși și eu. Și atunci am urmat calea asta, să-mi cultiv curajul, compasiunea, deci pur și simplu să-mi acord fiecăruia aceeași șansă pe care o am și eu, deci să-i consider egali în șanse, toți oamenii pornim de la un anumit nivel, dar nu se știe pe parcurs fiecare cum își folosește talentul cu care este înzestrat și ce poate să realizeze. Și la nivelul ăsta de cooperare între oameni, de înțelegere, de armonizare a relațiilor, să venim fiecare cu tot ce avem mai bun și să creăm în jurul nostru o stare de frăție, de prietenie, chiar să ne simțim o familie la locul de muncă, la unde locuim, în zona unde locuim, să fim mult mai prietenoși unii cu alții, să ne salutăm. Deci iubirea este de bază, deci fără iubire nu poți să realizezi nimic, trebuie să fim mult mai iubitori și înțelegători și împăciuitori, să fim oamenii cu suflet, să dovedim că avem ceva de dăruit, avem de împărtășit ceva, să ne bucurăm unii de alții, să ne ajutăm în orice situație. Sunt aceste calități pe care le-ai enumerat vizibile și în corpul fizic, în atitudinea corporală? Da, cu siguranță. Oamenii sunt de obicei bine structurați, oamenii care
știu ce vor, au coloana vertebrală dreaptă, sunt fermi, vorbesc foarte hotărât, nu tărângânează, nu se lasă. Deci sunt, și atitudinea lor fizică denotă că ei sunt oameni care știu ce vor și știu încotro vor să ajungă. Se observă la majoritatea oamenilor de succes din atitudine. Dacă ar fi să ne pornim pe această cale, să zicem, a corpului fizic, de a-l modela astfel încât coloana vertebrală la nivel fizic să fie observată că este dreaptă, fără a potența aceste calități, fără a crește aceste calități, oricât de mult am vrea să mergem la sală, să ne antrenăm, să facem toate lucrurile acestea doar pentru corpul fizic, nu este suficient ca în noi să crească până la urmă și aceste calități. Și până la urmă nici nu este susținut corpul fizic dacă noi nu-l susținem și la nivel emoțional cu aceste acțiuni, atitudini pe care alegem să le facem. Ce anume te ajută pe tine în viața de zi cu zi să simți că poți face trecerea ușor și uneori poate cu un mic efort la acest nivel în care să te simți cu adevărat în această energie? Devii această energie sau o aduci, o chemi, o manifesti prin acțiuni? Da, noi oamenii avem tot timpul fluctuații, deci nu suntem în fiecare zi la fel și nici în timpul unei zile putem să ne trezim foarte bine și spre seară să fim cu totul și cu totul altfel. Dar cu atenție și cu antrenament zilnic ne cultivăm o stare de bine care să fie aproape permanentă și nu ne lăsăm atrași în diferite conflicte ca să ne scadă vibrația. Suntem atenți la tot ce vine către noi, nu răspundem pe același nivel, adică nu ne coborâm nivelul de vibrație să fim la rândul nostru agresivi. Asta automat, o stare de agresivitate duce la o pierdere de energie, este un vampirism energetic, se fură unul pe altul cei care se ceartă. Ce să mai zic de minciună și de alte... Deci pur și simplu de dimineața de când ne trezim ne creăm un traseu al nostru de oameni care suntem hotărâți să ne menținem acolo sus. Deci orice s-ar întâmpla, nu cedăm tentațiilor acestea de nivel jos, nu răspundem provocărilor și ba chiar cu compasiune, cu iubire, putem să aplanăm orice conflict, putem să le vorbim politicos, putem să, dacă sunt din familie, să-i îmbrățișăm, să-i calmăm, adică niciodată un conflict nu duce la ceva bun. Deci în urma unui conflict vor ieși daune, pagube, suferință, răni. Deci mai bine să eviți un conflict sau să-l transformi în o împăcare miraculoasă. Nu trebuie să mergem cu tot din adinsul să obținem noi, să ni se recunoască meritele că noi am avut dreptate. Chiar se zice că nu contează în viață cine are dreptate, ci contează cine iubește mai mult.
Iulian, vreau să punctez aici un aspect apropo de ce spuneai tu mai devreme cu partea aceasta, de ce se întâmplă în interacțiunea cu ceilalți. Uneori, poate fi și acele cazuri în care îți dorești să fi făcut lucrurile din iubire și nu ți iese. Și există aceste mustrări interioare pe care le putem simți. Cum le depășim? Cum e pentru tine să aduci acțiuni care să te scoată din această situație? Pur și simplu, vin, toate acestea sunt teste, deci zilnic suntem testați, zilnic ni se pune la test dacă chiar suntem iubitori, înțelegători, răbdători, ascultători, și ne vine testul din când în când și mai picăm, mai revenim, deci toate trebuie luate așa firesc, chiar ca un dans, ca o joacă, fără să ne lăsăm așa doborâți de un eșec. Deci, pur și simplu, din orice învățăm. Am reușit, continuăm. N-am reușit, continuăm. Nu există un capăt, un final. Sau, deci, tot timpul învățăm, tot timpul ne pliem pe situație și de acolo extragem tot ce e mai bun pentru a evolua. Suntem la final de emisiune. Apropo de subiectul nostru de astăzi, stima de sine, ce am putea puncta acum pe final? Ca valoros de adus în viața noastră legat de stima de sine. Să fim mult mai iubitori față de noi, să ne dăm tot ce e mai bun, să fim mai darniși cu noi, să ne oferim timp, să lăsăm timpul să lucreze în favoarea noastră, să nu lăsăm mintea să se bage înainte și să calculeze ea ce variante avem, ce șanse avem de reușită. Pur și simplu mai întâi acționăm și pe urmă vom avea și rezultate. Nu băgăm mintea să dea ea rezultatul înainte de a face ceva, să ne lăsăm timp, să dăm timpului timp, să avem răbdare cu noi și să fim înțelegători și perseverenți, să nu ne lăsăm de la primul eșec, pur și simplu să continuăm. Deci este foarte ușor să reușim atâta timp cât noi continuăm să perseverăm în a ne autodepăși. Deci zilnic, zilnic să facem tot ce putem noi să facem mai bun. Dragă Iulian, mulțumim pentru aceste informații și pentru ce ai împărtășit cu noi în seara aceasta. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ați ascultat tot ceea ce am împărtășit. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim tot ce e mai frumos și bun. Toate aceste lucruri pe care le-ați auzit de la noi le puteți urma cercetând și observând că sunt cercetători care spun foarte multe din aceste aspecte și sunt oameni specializați care pot crește aceste calități sau ne pot susține pentru a crește aceste calități. Cu drag, să aveți o seară faină în continuare și să ne reauzim cu bine pe vinerea viitoare de la 18. Tot ce e mai bun și pe curând!